și domnilor, o scurtă introducere, dacă îmi permiteți. Citind presa din județul Vâlcea, cu un ochi profesionist, ce să fac, nu mai pot să fiu un amator în domeniul, deși mi-aș dori să privesc din exterior, poate că și privi mai bine, dar uitându-mă profesionist, observ un fenomen, că, și anume că în fiecare zi aproape apare câte un articol despre Mircea Gutău, sub un articol, sub un titlu care să sugereze dezvăluiri despre ce anume a mai comis Mircea Gutău pe vremea când era primar. Și aceste dezvăluiri se referă la achiziții. Adică Mircea Gutău a achiziționat un coș de gunoi la un preț anume, o bancă la un preț anume și pe aceste informații, care sunt cam aceleași. Asta am remarcat, cam în toate ziarele, aceleași informații, dar redactate altfel. În baza lor se sugerează o concluzie, și anume că pe timpul Mircea Gutău era multă corupție la primărie. Concluzie care este întărită prin ricoșeu de cele două condamnări pe care le-a primit Mircea Gutău. Dar ce lipsește din aceste anchete, care nu sunt de fapt anchete, lasă impresia că sunt materiale servite deja într-o sursă, anume la care te poți branșa. Lipsește punctul de vedere al celui criticat acolo, lucruri destul de neplăcut, în sensul că materialele nu au atâta credibilitate, pentru că lipsește acel punct de vedere. Și nu știu dacă colegii din presa scrisă care îl critică pe Mircea Gutău, să scrie dacă Mircea Gutău refuză ori nu să le dea un răspuns la întrebările, că bănuiesc că îl sună. Dacă nu îl sună, atunci este deontologic grav, pentru că e vorba de anumite acuzații concrete, nu de pamflet sau de editorial. Acestea fiind spuse, am în față un articol de exemplu, ca exemplu pentru cele spuse de mine, dar acestea fiind zise, vi-l prezint pe invitatul meu din această seară, care este un om din anturajul politic, dacă o pot exprima așa, sau nici nu știu dacă e bine, mă rog, din echipă, nu știu dacă e bine nici asta. Oricum, un apropiat și un susținător al lui Mircea Gutău, este vorba de fostul viceprimar Marel Tudor. Bună seara, vă mulțumesc că ați venit să stăm de lucru. Bună seara, domnule Zmeuranu, și tuturor celor care ne urmăresc. Ați citit aceste articole? Da, am citit. Vorbesc eu și ce impresie vă lasă ele și ce impresie credeți că lasă publicului cititor. Acum eu spun un lucru. Știți, chestia asta cu publicul cititor începe să devină deja relativă, pentru că sunt articole citite care fac, nu știu, ce înseamnă un articol citit în Vâlcea, care are cel puțin 1000 de cititori, sau 500, mă întreb, da? Și articole care au 2 cititori, adică autorul respectiv și cu șeful lui. Lucruri care se pot, în principiu, măsura acum pe traf. Dar căpătat foarte multă amploare Facebook, unde oamenii și exprimă opiniile și mai departe. Bun. Asta ca să încadrez un pic chestiunea. Dar vă întreb pe dumneavoastră, cum vi se par, de ce, de unde, până unde, ce influență pot să aibă aceste? Eu personal cred că dacă aceste lucruri ar fi apărut cu 6 ani, cu 5 ani, cu 4 ani, cu 3 ani măcar în urmă, ar fi putut fi luate în discuție în mod serios. Dar orice articol de acest gen, care este servit, evident că e servit, pentru că nu avea de unde să știe ziaristul respectiv numărul contractelor, data încheierii contractului, amănunte din interiorul contractelor, n-a specificat acolo. Deci erau, asta e părerea mea, că au fost servite, dar nu asta e important. Important este că aceste lucruri, dacă erau serioase
și erau gândite în folosul societății, erau aruncate pe piață măcar cu 2, 3, 4 ani de zile. Dar atâta timp cât Mircea Cutău și-a anunțat intenția să intente o campanie electorală pentru cucerirea primăriei Râmnicului, mie mi se pare că, de fapt, rolul lor este de a deruta electoratul pe care Mircea Cutău îl are în continuare, electoratul fidelului, și eventual de a distrage atenția celor care sunt un electorat nehotărât. Există foarte mulți oameni care ori nu vor să meargă la vot, ori nu s-au decis pe cine să voteze, pentru că, de fapt, marile partide nu și-au anunțat, cele două mari partide nu și-au anunțat candidatul. Pastor, dar spuneți-mi, credeți că despre votarea electoratului vorbe vechi, e vorba de ceva mult mai clar. Este un mesaj de genul nu-l votați pe Mircea Cutău, pentru că de ce exact. Votați. Deci nu e vorba de a urmărea un lucru la denută. Nu. Scopul este acesta și la fel sunt convins că alt scop este să știe că DNA-ul, care are servicii specializate în zona mass mediei, urmăresc toate aceste informații care vin din țară, de la diferite localități, aruncate pe piață cu dovezi sau mai puțin cu dovezi, și încep niște anchete preliminare. Acest lucru ar putea duce cumva la ideea că cineva dorește ca asupra lui Mircea Cutău să înceapă o nouă cercetare, cumva, dacă sunt elemente care să... Clar că se dorește. Păi e limpede că se dorește acest lucru. În primul rând, eu cred că sunt suficient de onești încât să, măcar ei, în oprindă, să recunoască că... Exact. Da, mie nu mi se pare normal acest lucru, domnul Zmaranu. Și de ce nu mi se pare normal? Orașul, ca și alte localități în România, are nevoie de lucruri constructive, are nevoie de idei, are nevoie de proiecte care să aducă fonduri europene. Am văzut în ultima perioadă, în mijloacele media, acuzații din partea unora că actuala administrație nu și-a îndeplinit... Nu pot să-i spun promisiuni, pentru că promisiunile de fapt nu sunt ale actualului primar interimar, promisiunile sunt ale celuilalt primar care e la necaz acum. Deci nu și-a îndeplinit promisiunile cu care au intrat în alegeri. Da, bună observație, deci domnul Ion Gigi Matei nu a avut un program electoral, așa bine încât să venim acum să-l judecăm în partea programului. El n-a spus, pot să vă fac Nu avea cum să spun așa ceva, pentru că nu a candidat el, a fost candidat Emilian Frâncu și deci el era în echipa lui Emilian Frâncu, a ajuns viceprimar, prin nefericirea care i s-a întâmplat lui Emilian Frâncu, el a ajuns primar interimar. Restul, oamenii le știu. Deci acuzațiile dintr-o parte și într-alta, care au plouat și din partea fostei administrații, mă refer la administrația lui Romeo Rodulescu, către actuala administrație și din partea altora, ale actuale administrații către foști administrații, dar de fapt cei care pierd sunt râmnicenii. De ce pierd râmnicenii? Pentru că dintr-o dată au pierdut 11 milioane de euro, cel puțin acestea sunt datele oficiale prezentate de conducerea primăriei, din fonduri europene. Fonduri care s-au pierdut, urmează ca în perioada până la 30 iunie să se finalizeze aceste proiecte care au mari probleme. Vis-a-vis de cele spuse dumneavoastră, vreau să vă pun niște întrebări ca să lămurim anumite lucruri, dar în ce una, vedeți dumneavoastră, vă exprimați, eu mă gândesc la ce înțelege telespectatorul și vreau lămuriri suplimentare. Chestiunea pe care n-am spus-o eu în introducere este următoarea. Citesc dintr-un articol apărut astăzi într-o gazetă, după părerea mea, foarte bună, onorabilă, se cheamă Indiscret. Indiscret, săptămânal complet de anchetă și reportaje, este subintitulat. Aici titlul este așa: achiziții marca Cutău, 300 de euro un coș de gunoi. Întrebarea mea este cât costă un coș de gunoi? Am înțeles perfect întrebarea. Poate să fie 3.000 de euro. Poate să fie un coș de gunoi care să fie și cu 50 de euro, poate să fie și cu 100 de euro, poate să fie și cu 300 de euro. Aici, bun, într-adevăr, articolul începe pe următor și de aici extrag două, pentru că noastră cunoașteți bine administrație, două întrebări, imediat bine adresez.
cele două ceasuri de cu cea cumpărată între 2008 în mărul urmărului Mircea Cuteu, la prețul astronomic de circa 4,5 miliarde de lei vechi de la firma SCS-ul în care se creau fost doar începutul de colaborări de multe zeci de euro cu această firmă. Eu nu știu un coș de gunoi cât ar trebui să coste ceasurile astea, 2 miliarde jumate, 2 miliarde și ceva bucata, pot să fie scumpe, pot să nu fie, sunt extrem de scumpe, nu sunt... Dacă le comparăm cu prețurile din București, eu n-am, personal n-am achiziționat așa ceva sau n-am participat, dar știu exact ce s-a întâmplat în București pentru că am urmărit pe un post de televiziune la nivel central, unde s-au făcut achiziții în Primăria Generală a Bucureștiului de astfel de ceasuri. Și acolo costa peste 10 miliarde un ceas. Unul singur. Da, unul singur asemănător sau tot cu patru fețe, dar mai mare și... Deci, dacă privim prin prisma ceea ce s-a întâmplat în București, nu e scump ceea ce este la Vâlcea. Dar în momentul când arunci pe piață, fără să studiezi ce înseamnă ceasul respectiv, ce marcă, ce beneficii aduce, ce imagine creează, ce fel de creează. Deci, pentru că eu am înțeles, s-ar putea, uite, și le sugerez colegilor mei din presa scrisă, este posibil că aceste ceasuri să aibă o garanție foarte mare, nu știu, zeci de ani. Exact. Să aibă niște materiale. Deci nu știm efectiv ce a fost trecut în caietul de sarci. Atunci ar trebui... Dar, domnule, în momentul când arunci pe piață pentru un om simplu care își duce greu zilele de astăzi pe mâine și e potopit de noianul de cheltuiel, de greutăți care le ale, când arunci niște cifre de ordinul miliard de roma, ales miliardele vechi, impresionează și... Probabil că la mulți sau la o parte din cetățenii municipiului le creează un disconfort aceste informații, lucru care s-a și dorit. Dar, dacă ați urmărit articolul foarte bine, aș vrea să remarc un lucru. Unul dintre ele sunt... Exact, am citit și eu. Dar hai să discutăm pe cel de astăzi care l-aveți dumneavoastră pe telefon. Colegii, am primit un SMS că nu mă aud foarte bine eu, ce spun eu, ce facem. Se aude? La voi se aude? Nu merge la bariera? Care... Dați-mi o mână de ajutor, că înseamnă că vorbesc aici degeaba. Mă auziți? Se aude pe acolo, prin culise? Hei! Dacă nu se aude, oprim, punem o pauză, să vedem ce e cu la bariera asta. Fraților! Vorbesc singur aici. Punem o pauză, punem pauză, că altfel vorbim